mai suntem în discuții și cu alți parteneri să aducem alte lucruri pe care clienții noștri le-au cerut. Observăm că din ce în ce mai mulți oameni se duc către zona de online, astfel încât cam 70-80% din ce vindem noi în ultima perioadă sunt experiențe de online. Și încercăm să diversificăm oferta astfel încât să avem cât mai multe din lucrurile pe care le făceam offline, în măsura posibilului, să le avem disponibile și pentru oamenii care își petrec timpul acasă acum mai nou și încercăm să îi ajutăm prin această experiență să-și păstreze stilul de viață pe care îl aveau anterior și să mențină măcar iluzia așa unei vieți normale, chiar dacă au posibilitatea să iasă din casă la cumpărături câteva, o oră, două, la mai multe zile odată. O să o las acum pe Elena să vă povestească despre acest subiect interesant din seara aceasta. O să am rugămintea să stați pe mute și întrebările să le puneți pe chat. Aveți un butonaș mic aici jos, care se numește chat. Dacă dați click pe el, veți vedea că puteți să tastați mesaje în dreapta și puteți folosi pentru întrebări către Elena pe parcursul sesiunii. Mulțumesc mult și Elena, the floor is yours. Mulțumesc mult, Florin. Mai primesc un mesaj în care îmi spune că nu te găsesc. Nu știu care e treaba, de ce nu pot oamenii să intre. Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Elena Ștefan. Eu mă ocup, am început să studiez aceste științe minunate acum vreo 9 ani de zile, Feng Shui-ul tradițional și cele patru coloane ale destinului. Cele patru coloane ale destinului, sau poate ați mai auzit și denumirea de Bați, Bazi se scrie, Bați. Bați înseamnă de fapt 8 caractere. De ce? Pentru că practic ce studiem noi? Ne studiem data noastră de naștere, ora, ziua, luna și anul. Și de acolo aflăm practic parcursul vieții noastre și ce ne este favorabil și ce nu ne este favorabil. Asta așa în linii mari. Deci această știință reprezintă un sistem unic de prezicere a viitorului, perfect logic, fiind cel mai folosit în metafizica chineză. Chinezii spun că destinul nostru e un fel de predestinare și liberă voință, o contopire așa armonioasă între chiul cerului, al pământului și al omului. Știți că probabil că ați mai auzit de acest chi sau chi. Chinezii îl consideră a fi un principiu activ în orice lucru viu. Așa cum probabil că poate ați mai auzit, și de la alte științe, cum ar fi citirea chipului sau acupunctura, chinezii folosesc foarte mult ciclul nașterii și al distrugerii al celor 5 elemente din natură. Focul de naștere pământului, pământul de naștere metalului, metalul apei, apa lemnului, lemnul focului, acesta este, s-a închis ciclul nașterii, ciclul distrugerii, focul topește metalul, metalul taie lemnul și așa mai departe. Ideea este că noi transpunând data noastră de naștere în aceste elemente, așa cum le-au ales ei simbolic, dar totuși au o logică perfectă, vedem cum putem să ne aducem în echilibru. În urma acestei analize, eu o să vă spun în principal, de fapt, care sunt avantajele în a face o analiză astrologică de acest gen. În urma acestei analize, vedem care dintre aceste cele 5 elemente ne sunt cele mai favorabile. Nimeni, niciun om de pe lumea asta care și-ar face această analiză, nu ar avea toate aceste 5 elemente favorabile. Așa se explică că uneori avem perioade mai încercate care, nu știu, nu ne ies anumite lucruri și poate că ne întrebăm de ce. Deci ăsta este un sistem de divinație, dacă vreți. Eu aș zice, nu știu dacă accurate 100%, dar 99% este foarte accurate.
Și mi se pare, eu cumva studiindu-l de, studiind știința asta și practicând-o de aproape 9 ani, v-am zis, am văzut în primul rând la mine cum se întâmplă lucrurile, la copilul meu, la soț, la prietenii din jurul meu. Și chiar se întâmplă. Spre exemplu, anul acesta avem un an de metal și apă. Pe la televizor ați auzit spunându-se șobolanul de metal. Șobolanul în sine este un animal de apă, dar noi de fapt studiem, cum spunem noi, două tulpini, tulpina celestă și ramura terestră. Tulpina celestă este reprezentată de acele cinci elemente, cu elemente despre care v-am spus înainte, cu polaritate, cu yin și yang. Nu se poate metafizică chineză fără yin și yang. Iar la tulpina terestră avem cele 12 animale din zodiacul chinezesc, despre care probabil ați auzit cu toții. Ei, și atunci oamenii când vorbesc de anul chinezesc îmbină cele două elemente, astfel încât să nu stea să spună este un an de metal yang pe șobolan de apă. Și atunci zic este șobolanul de metal. La anul o să fie un an de metal yin pe bou de pământ și o să vedeți că o să fie bou de metal. Dar de fapt avem două elemente și ca să vă mai spun așa un pic de anul ăsta, metalul, deci fiecare dintre elemente, fiecăruia dintre elementele astea despre care v-am povestit din natură, are atribuite sentiment, culoare, organ, partea corpului, punct cardinal, gust, da? Gust, focul, de exemplu, are gustul amar. Adică e foarte, foarte amănunțită știința asta. Și, cum vă spuneam, deci anul ăsta avem metal și apă. Metalul are ca și sentiment durerea și organ plămânul, plămânii, printre altele, și apa, ca și sentiment, are teama și sistemul imunitar. Deci, vedeți ce se întâmplă. Am mai avut șobolan de pământ în 2012, în 2008, scuzați-mă, când a fost criza financiară, de care știm cu toții. Dar atunci șobolanul n-a fost atât de puternic. Anul ăsta este mult mai puternic pentru că, știți cum v-am spus, că metalul dă naștere apei. Și atunci cumva apa asta este și mai întărită de acest metal. Că ele sunt niște elemente care se susțin unul pe altul. Eu trag speranța așa, conform acestei tradiții, că atunci când va apărea focul și sunt niște luni de foc care urmează acum din mai, asta ca să vă spun așa un pic și de anul ăsta, o să mai echilibreze, o să mai topească din metal și o să mai folosească din apă. Și focul ăsta o să le mai aducă un pic în balans, pentru că asta se întâmplă. Focul înseamnă bucurie. Oricum, în general, în anii în care nu există foc deloc, oamenii sunt mai triși, mai nu sunt așa încrezători, bursa scade, adică se simt efectele elementelor. Mai mult de atât, am mai auzit și eu pe la oamenii care fac astrologie din asta occidentală că avem și nu știu ce aglomerare de planete și s-au nimerit toate în această perioadă și asta trăim. Ok, acum, ce... să vă spun și legenda drăguță. Există o legendă drăguță apropo de aceste 12 animale. E legendă, nu știm cât e de adevărată. Se spune așa că atunci, deci Buddha, înainte să intre în Nirvana, a făcut așa o strigare să vină toate animalele la el. Nu se știe din ce motiv, au venit doar 12 și primul a fost șobolanul, anul în care suntem noi, anul acesta. Și după aceea a urmat bou, tigru, iepurele. Pot să vi le spun pe toate dacă vreți, dar vreau să puntez de fapt că anul ăsta, fiind primul an, pentru că Buddha le-a dat câte un an ca și cadou, așa, recompensă, că au venit la întâlnire și în ordinea sosirii le-a atribuit câte un an. Și, în general, șobolanul,
fiind primul animal din zodiacul chinezesc, vine cu noi începuturi. Așa, ce aflăm noi din analiza asta? Păi aflăm foarte multe lucruri. În funcție de cum, asta să vă și arăt, acesta este calendarul, este un calendar chinezesc, dacă vi-l deschid, aici nu o să vedeți decât semne chinezești. Deci cine vrea să învețe această știință, trebuie să învețe doar 22 de semne chinezești. Sunt acele 10 tulpini celeste și 12 animale. Practic, mai avem un an cu componența asta, peste 60 de ani. 10 cu 12, da? Așa, deci ce putem să avem noi, să aflăm noi? Transpunem datele de naștere, data de naștere în aceste elemente, așa cum o regăsim în acest calendar. Și vedem, practic, noi ca și persoană, cum interacționăm cu elementele de la ciclul nașterii și al distrugerii. Și aici putem să aflăm ce relații avem cu bunicii, ce relații avem cu părinții, ce relații avem, o să avem cu soțul sau soția, ce relații o să avem cu copiii, cum ne văd oamenii din exterior, dacă putem să ne înțelegem cu oamenii. Știți că se întâmplă să fie oameni mult mai introvertiți așa și alții sunt foarte expansivi. Ei, asta se poate, asta se vede în, se vede și din coloanele destinului. Putem să vedem care ne sunt momentele în care putem să studiem mai ușor, putem să fim mai creativi, putem să ne alegem meseria, să vedem ce elemente avem acolo din belșug ca să le punem la treabă. Putem să vedem ce fel de partener de viață sau partener de afaceri să ne alegem, adică astfel încât să fie compatibil cu noi. O perioadă bună de făcut copii, de făcut nuntă, cum ne protejăm sănătatea. Pentru că tot în funcție de aceste elemente, cum am spus, că sunt asociate și organe și părți ale corpului și așa, prin anumite suplimente naturiste putem să ne echilibrăm foarte mult sănătatea. De exemplu, anul ăsta, pentru că nu avem foc, dar bineînțeles că depinde de fiecare în parte ce are în coloanele destinului, dar pentru cine nu are foc, este indicat să ia coenzima Q10 și să mănânce proteine mai multe. Dacă e cineva care are foarte mult foc și este foarte carnivor și mai și fumează, atunci cu siguranță când va veni un element nefavorabil, îl va lovi undeva la sănătate, fie pe la inimă, pe la circulație, pe la... De asta e foarte tare acest sistem, pentru că poți să vezi acolo cum să te protejezi în foarte, în foarte multe direcții. În toate zonele, în toate aspectele vieții. Poți să vezi când vin perioade mai grele, când vin ciocniri, pentru că aceste 12 elemente, fiecare dintre ele are un animal cu care se ciocnește și un animal cu care se iubește, cum spunem noi. De exemplu, anul ăsta, dacă cineva are vreun șobolan sau vreun cal prin coloanele destinului, ar fi recomandat să poarte o amuletă cu un bou, pentru că șobolanul se iubește cu bou. Și atunci, ce spunem? Îi distragem atenția șobolanului să ne mai lase un pic în pace. Bineînțeles, dacă apa ne este și nefavorabilă ca și element, clar o să ne resimțim, o să ne iasă lucrurile un pic mai greu, dar dacă mai ești un feng shui făcut și știi ce trebuie să faci și ești precaut și îți iei suplimente și stai așa mai la relanti, pentru că asta e, atunci trecem altfel. Asta e frumos, că sunt anumite perioade în care eu le spun clienților în funcție de cum e să le fie în anul respectiv. Anul ăsta poți să faci push pe toate proiectele sau pe ce vrei tu, pentru că e susținut, pentru că, uite, ai nobil, pentru că ești pe combinare, în funcție de ce are fiecare acolo. Sau poți să-i spun,
anul ăsta ocupă-te mai mult de sănătate, nu te gândești să dai cu parașuta, eu știu, nu face chestii din astea periculoase. Și asta mi se pare că e foarte, foarte, foarte important să știm cum să ne păzim așa de lucrurile care vin în întâmpinarea noastră de la an la an. Știm foarte bine că, de fapt, preziceri se fac peste tot, da? E forecast de vreme, e forecast în companii de producție, adică toată lumea face un fel, tot felul de forecast-uri și oamenii ar trebui să fie foarte deschiși la lucrurile astea ca să-și facă bine lor. Asta e o analiză care se face o dată în viață, practic, ca să vezi cum ești poziționat vis-a-vis de aceste elemente și știi cum să când să acționezi, când să stai mai deoparte, știi cum să te comporți cu șeful, știi cum să te comporți cu colegul, știi să vezi, eu știu, când să semnezi un contract sau lucruri importante pe care vrei să le faci, să știi când să le faci, e în avantajul tău, în avantajul nostru al tuturor. Nu mai vreau să vă spun lucruri abstracte pentru că am înțeles că e greu să le înțelegeți. De asta am ales să vă spun lucrurile esențiale și beneficiile pe care le aduce această analiză. Și acum vă las pe voi să-mi puneți întrebări sau, pentru că suntem puțini, aș putea să mă și uit la unii dintre voi care nu și-au făcut coloanele, să văd dacă aveți vreun cal, vreun șarpe, vreun șobolan, măcar să știți dacă trebuie să purtați o amuletă sau dacă trebuie să fiți mai precauți. Dacă vreți, puteți să-mi scrieți data de naștere. Data de naștere, Daniela, zi, lună și an, deocamdată, da, nu ne uităm chiar la oră, că asta trebuie, o folosesc mai mult la analiza amănunțită. Bun, stați așa, stați să mă uit la Daniela, 26-a, 7-a, numai puțin, să-mi iau ustensila de bază, 84. Am zis că vă este mult mai folositor așa și vă ajut mult mai. Oh, ești născută în an de șobolan, draga mea. Deci ești născută în an de șobolan, deci lemn yang pe șobolan, da? Asta este anul. Stai un pic, Daniela, stai să mai văd o dată, că am văzut anul. 26-a, 7-a. Apă yang pe câine. Și capră. Nu știu să spun dacă apa ți-e bună sau nu, dar până îți faci analiza, poartă, ia-ți o amuletă cu un bou. Se găsesc, am văzut, eu am căutat pentru clienți, dai căutare pe Google și găsești un cap de bou sau ceva și să-l porți pe un lanț, pe o brățară cu tine cumva și să-i dai intenția să se iubească cu boul de anul ăsta. Ok? Bun, hai să vedem acum. An Anton. 28-12-1990. Imediat. Stai să vedem dacă tu ai ceva. Oh, tu ai cal? Știi că am spus că și calul. Da, deci ești născut într-un an de metal yang pe cal. Ar trebui să fii în centru atenției anul ăsta, pentru că e metalul yang, cum spuneam. Acum nu știu să spun dacă metalul ți este favorabil sau nu, pentru că dacă ți este favorabil, ești în centru atenției de bine. Adică ești bine văzut. Așa, 28-a, 2-a. Și ești născut în zi de foc in pe iepure. Pe iepure. Oh, și ai și un șobolan în lună. Stai un pic. Oho, deci tu ai și un șobolan la lună și ai și un cal. Deci cumva ești dublu ciocnit. Chiar aș fi curioasă să văd cum îți e și cum ți-a fost. Nu pot să spun doar așa, asta mi-a niște ore multe ca să fac toată analiza completă, ca să văd
dacă focul ți-e bun, dacă apa ți-e bună, ca să vedem dacă ai putea să nu porți, dar eu îți recomand să porți. Din moment ce le ai pe amândouă, caută-ți un cap de, sau caută-ți o amuletă cu un bow. Ok, mai e cineva cu drag? Am sărit pe cineva? Nu. Au fost decât două persoane. Da, despre asta este vorba. Vă recomand odată în viață să faceți o analiză de asta. Ca să știți cum stați. Și norocul omului se schimbă din 10 în 10 ani. Da? Deci avem așa, avem destinul, datele de naștere și vreau să fac niște calcule. Bine, e ok să avem și ora. De asta se numesc patru coloane. Oră, zi, lună și an. Și de acolo se fac niște calcule și se distribuie norocul omului pe parcursul a 80-90 de ani să vedem cum ne merge. Murim fericiți la bătrânețe sau mai bolnavi, așa că... Așa se explică că unii la bătrânețe înfloresc și alții zic, păi sunt bătrân și... asta e, trebuie să fiu bolnav. Nu e adevărat. A fi bătrân nu este, sau bătrân e urât, a fi înaintat în vârstă nu este egal cu a fi bolnav. Asta le spun și părinților mei. Deci nu are nicio legătură. La fel și cu relațiile. Când e o femeie, nu știu, la 50 de ani, păi unde să mai găsească ea pe cineva la vârsta asta? O să râdeți. Poate să găsească și la 60 și e una de 30 care se chinuie. Adică aici vedem tot felul de lucruri. Sau copiii, sunt copii mici care sunt rebeli și lumea spune, da, e normal că e mic, că e copil, dar ce te faci când ești adult rebel? Pentru că ai intrat pe o perioadă din asta nesustinută, în care nu e susținut și te apucă rebeliunea și faci prostii și te apuci de tot felul de chestii. Sunt foarte, foarte multe lucruri de văzut în toate aspectele. Master Law, unul dintre maestrii cu care am studiat eu, ne spunea la curs, zice, eu nu le felicit pe mamele care au copii de 10, pentru că înseamnă că norocul lor a venit prea devreme. De fapt, el a vrut să spună ceva de genul că e mai bine cumva în primii ani la tinerețe așa, să mai ai niște încercări, că le duci altfel, decât mai încolo, în a doua parte a vieții. Acolo, dacă ești norocos și ai elemente care te susțin, ești mult mai ferit de toate lucrurile neplăcute. Și mai au ei o teorie, chinezii, îi spun așa, ca să ai succes așa în viață, ei au ierarhizat cumva lucrurile astea, așa nume. Ei spun așa, au pus pe primul loc destinul. Destinul, mașina cu care vii pe lumea asta. Pe al doilea loc au pus norocul, fiind drumul pe care mergem cu mașina respectivă. Pe al treilea loc este Feng Shui-ul, pentru că ți le susține pe amândouă și destinul și norocul. Pe al patrulea loc este caritatea, să fim buni și să mai facem caritate. Și pe ultimul loc este pusă educația. Adică e foarte ok să fim educați, să știm lucruri, dar nu ne garantează succesul în viață. Asta cu siguranță ați auzit și voi. Da, din coloane reiei și culorile favorabile și în casă... Nu, ies culorile favorabile ție pe care trebuie să le porți tu în casă, pentru casă trebuie să facem feng shui, să vedem... Acolo sunt energiile casei, da? Sunt două lucruri. Pentru la Feng Shui punem diagnosticul casei. O să vezi filmarea pusă de la Feng Shui pusă pe site. O să confirme Florin dacă e pusă sau urmează să fie pusă. Iar deci sunt două lucruri diferite, dar ele practic se întrepătrund foarte bine, pentru că la Feng Shui sunt anumite culori favorabile în anumite zone. Dar dacă tu ai alte culori favorabile, facem cumva să le îmbinăm astfel încât să fie armonios. Da, deci știm culorile favorabile, le aflăm din coloane și din Feng Shui.
Mai avem și altceva? Nu știu, adică nu vreau să ratez vreo întrebare. Da. Despre asta e vorba. Mai aveți ceva de întrebat? Nu cumva să vreți toți analiză odată, că am mult de muncă la ea. La ba, m-aș bucura să vi le fac. E o investiție foarte bună. Credeți-mă. Ok. Mulțumim mult de tot, Elena. O să las aici adresa site-ului unde te pot găsi. Hai un pic să-i răspund. Da. Stai un pic, că mă întreabă cineva acolo dacă... stai puțin să văd, mai am o întrebare aici. Mă întreabă Violeta. Culoarea hainei influențează o întâlnire de afaceri. Sunt mai mulți factori, da, dar acum dacă te nimerești să fii într-o zi cu un element bun, să mai fii și într-o zi pe nobil sau pe combinare, mă rog, o să aflați ce și cum, și ai o culoare nefavorabilă, poate fie mai... nu poate să te influențeze foarte tare. Dar dacă le ai pe toate și o zi proastă, adică fără element bun sau vreo ciocnire și mai și o culoare proastă, nefavorabilă, practic nici nu te vede... nu prea ies lucrurile. Da. Ok. Vă mulțumesc mult și vă aștept cu drag să vă fac analiza. Mulțumim și noi pentru toate explicațiile și vă așteptăm pe toți pe site să încercați și alte lucruri. Mulțumesc mult. Chiar. Mulțumesc. Pa, pa. Pa.